Ani la rând, guvernul chinez a încercat să elimine creștinismul. La sfârșitul anilor 1940, în jur de 500.000 de creștini chinezi au fost omorâți din cauza credinței lor. Acum, decenii mai târziu, într-o națiune care este tot ateistă, creștinismul este religia care crește tot mai mult. Am visat că într-o zi vom construi o biserică ce se va ruga pentru China și pentru întreaga lume. Ha Bening și soțul ei, Fang Kai, sunt martorii acestei mișcări a lui Dumnezeu în China. În anul 2000, acest cuplu a avut un vis, să transforme această bucată de pământ din partea de est a țării într-un loc al rugăciunii. Plângeam în hohote și am început să mă rog. Dumnezeu ne-a dat o viziune prin care să unească bisericile din China pentru rugăciune permanentă. 9 ani mai târziu, construcția era aproape terminată. Cuplul a trimis e-mail-uri și mesaje adresate prietenilor și pastorilor prin care erau invitați la o întâlnire de rugăciune. Nu știam câți o să vină. Mă rugam ca să vină oameni din 7 biserici. Spre uimirea mea, în acea zi ni s-au alăturat 70 de biserici. Aceasta este filmarea primei întâlniri de rugăciune. Când copiii tăi se vor ruga în acest loc, sufletele lor să fie vindecate. Slava care se află peste acest loc este mare. Tot mai mulți oameni să vină la Dumnezeu. Acest loc să fie o nouă candelă care să lumineze în China și în întreaga lume. Am fost uimiți. A depășit așteptările noastre. Centrul de rugăciune a luat naștere în luna iunie 2009. De atunci, 671 biserici din China s-au angajat să se roage 24 de ore pe zi. Avem trei obiective principale. Ca acesta să fie un loc unde oamenii să se împace unii cu alții, ca Dumnezeu să folosească acest loc pentru ca bisericile să se pocăiască, ca acesta să fie un loc unde oamenii să se împace cu Dumnezeu. Creștinii din peste 100 de țări au vizitat acest centru. În fiecare zi primim musafiri din lumea întreagă. Ne bucurăm când îi vedem pe oameni rugându-se. Acești mijlocitori știu că Dumnezeu face ceva deosebit în China. Doamne, în China numărul creștinilor crește. Ce trebuie să facem? Care este datoria noastră? Cum ar trebui să ducem împărăția Ta la cât mai mulți oameni? Doamne, ne rugăm ca Tu să pui dorința misiunii în inimile noastre. Când au venit comuniștii la putere, în anul 1940, în China erau aproximativ 4 milioane de creștini. Astăzi sunt peste 100 de milioane de urmași ai lui Hristos. Dacă rata creșterii va rămâne aceeași, experții spun că în mai puțin de 2 decenii, China va deveni națiunea cu cel mai mare număr de creștini. În schimb, Fang Kai spunea că Dumnezeu va folosi China ca să binecuvânteze națiunile. Cred că rolul nostru este să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Dumnezeu i-a spus lui Avram că îl va binecuvânta, că va fi o binecuvântare. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram. El binecuvintează și biserica chineză. Kai și alți creștini consideră că astfel de inițiative sunt soluția creșterii bisericii chineze. Rugăciunea non-stop nu este o sarcină ușor de împlinit, dar ne bucurăm că putem să facem asta. Ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu 24 din 24 prin rugăciune. Prin rugăciune, inimile noastre devin mai mari. Învățăm să ne pese de cei din jur și de lume. Odată cu trecerea timpului, rugăciunea ne ajută să ne iubim unii pe alții. În 2011 a luat naștere un nou seminar și o școală de afaceri creștină în acest centru de rugăciune, pregătind noua generație de pastori și lideri în afaceri ca să schimbe China pentru Iisus Hristos. Pentru Ha Bening și soțul ei, Fang Kai, acest loc este un vis devenit realitate ca să unească bisericile din China și ca să ducă vestea Evangheliei până la marginile pământului. Aceasta este esența creștinismului. Toți suntem plecați pe genunchi, ne ridicăm mâinile și ne rugăm ca Evanghelia să se răspândească în întreaga lume și în China.
Ce convingeri ar putea determina familiile de pelerini să înfrunte moartea și incertitudinea într-o lume nouă și ciudată, astfel încât să-și poată exprima credința? Va trebui să călătorești cu 500 de ani în urmă într-o Europa pregătită pentru o revoluție sau pentru ceea ce urma să fie o reformă de mari proporții. Povestea Americii este povestea reformei. Revolta protestantă este o serie de emisiuni care prezintă toate locurile nașterii reformei și urmărește creșterea ei atât în lumea nouă, cât și în lumea veche. A început în Germania, unde Martin Luther spunea că mântuirea vine numai prin credință și că oamenii nu aveau nevoie de preoți sau de episcopi pentru a primi mântuirea. Mântuirea vine direct de la Dumnezeu. Dorința tuturor participanților la reformă era să facă Scriptura accesibilă pentru toată lumea. Pelerinii din Plymouth, Massachusetts, oferă o imagine clară cu privire la noul mod de a gândi al reformei. Nu avem nevoie de un rege sau de un preot care să vorbească cu Dumnezeu în locul nostru. Ne descurcăm singuri. Martin Luther a tradus Biblia într-un limbaj obișnuit. Datorită presei tipografice a lui Gutenberg, oamenii puteau să descopere singuri adevărurile Bibliei. Bineînțeles că a fost adevărat că din momentul în care o persoană începe să citească Biblia, vor apărea interpretări diferite. Aceste interpretări diferite dau naștere unor mișcări diferite. Odată cu răspândirea acestor noi doctrine și biserici, a avut loc și răspândirea războaielor religioase din Europa. După multe vărsare de sânge, regii și liderii au venit cu o soluție. Cuius regio, eius religio. Înseamnă cine conduce această regiune, religia acestuia va determina religia. În Anglia, lucrul acesta înseamnă că cei care se aflau în afara bisericii anglicane erau priviți ca dizidenți periculoși. Aici erau incluși și pelerinii, a căror credință puternică în libertatea dată de Dumnezeu i-a determinat să plece din Anglia și să formeze o nouă societate în lumea nouă. Pastorul Eddie Hyatt scrie despre lucrul acesta în America's Revival Heritage. Aceștia au fugit de persecuția din lumea veche, dar au venit în America cu viziunea de a vedea o reformă a creștinismului care să poată fi implementată în lumea nouă. Paul Gelly interpretează rolul unui pelerin. În istoria omenirii, nimeni nu a avut libertatea să formeze o societate în pustie. Nici măcar nu au avut un rege care să-i supravigheze și să le spună ce și cum să facă. După ce au suferit sub conducerea regelui englez, pelerinii au crezut că este necesar să formeze o societate liberă. Se temeau, erau dezgustați de oricine deținea o anumită putere neverificată, nepotrivită asupra cetățenilor. Pentru o alternativă, ei s-au întors la Biblie. Au descoperit că Dumnezeu nu a oferit întotdeauna puterea unui singur individ sau forma unei ierarhii, ci le-a oferit-o unor reprezentanți care erau aleși. Acest lucru a devenit piesa de rezistență a convenției Mayflower și le-a permis să formeze o societate construită în jurul pieței libere și a unui individualism solid. Toți suntem egali în ochii lui Dumnezeu. Suntem creați după chipul său. Dacă acest lucru este adevărat, atunci nimeni nu are dreptul să fie deasupra altcuiva. Aceștia au schimbat ordinea guvernării. Aceștia așteptau ca liderii lor să nu mai fie stăpâni peste oameni, ci să fie slujitorii lor. Pelerinii se gândeau că dacă Dumnezeu consideră că toți suntem valoroși și noi ar trebui să credem același lucru. De aici a luat naștere autoconducerea. Nu regele, ci oamenii ar trebui să conducă. De aici a luat naștere impulsul, principiile după care s-a desfășurat Revoluția Americană. Părinții fondatori au luat aceste principii și au scris Declarația și Constituția bazându-se pe aceste principii creștine. Această poveste este o poveste pe care trebuie să o prețuim și să continuăm să o sărbătorim. Libertatea este încă importantă. Acest grup de creștini au pregătit scena pentru nașterea celei mai libere, prospere și mai spirituale națiuni de pe pământ. Totul se baza pe principii biblice. Libertatea este povestea Evangheliei. Deci dacă Fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Rămâneți tari în libertatea pe care Hristos ne-a oferit-o. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13. 13 dintre ei au murit, dar sunt mulți care lipsesc. În urmă cu un an, în 8 noiembrie 2013, Dolor Lingoș a pierdut 13 dintre membrii familiei sale. La început, a fost foarte dureros, dar am început să înțeleg că ceea ce s-a întâmplat a fost voia lui Dumnezeu.
Printre cei care au murit în acea zi au fost 3 dintre copiii ei. Aceștia au murit înecați când valul tsunami l-a distrus casa. Care este singurul copil care a supraviețuit? Singurul copil care a supraviețuit este aici. Acesta. La comemorarea unui an de la tragedie, Dolor împreună cu soțul ei și fiul de 13 ani au vizitat mormântul temporar unde sunt îngropați copiii lor și alte 6 rude. Îmi imaginez că aceștia sunt fericiți în prezența lui Dumnezeu. În acest an, familia Lingoș a reconstruit casa aproape în totalitate. Dolor se ocupă de lucrarea cu copiii. Avem un program prin care le oferim copiilor hrană și îi slujim pe tinerii care nu au părinți. Soțul ei, Dante, conduce o biserică mică din cartier. Chiar dacă ceea ce ni s-a întâmplat este dureros, știu că Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Iar fiul lor, Dante Junior, cântă la tobe în biserică. Când cânt la tobe, sufletul meu se înalță. Chiar dacă mi-am pierdut frații, voi continua să cânt. Familia Lingo crede că Dumnezeu se folosește de moartea tragică a celor 3 copii ca să îndrepte privirea oamenilor din zonă înspre Iisus Hristos. Mulți dintre vecinii noștri nu erau credincioși, dar odată cu moartea copiilor noștri și prin exemplul pe care am încercat să-l oferim comunității, acum mulți au devenit creștini și frecventează biserica noastră. Familia Lingo spune că își dorește mult să ajute tinerii din cartier. Mulți dintre copii se drogau și jucau la pariuri. Am început să-i invităm la biserică. La început nu au vrut să vină, dar lucrurile s-au schimbat. Familia Lingo spune că își dorește mult să ajute tinerii din cartier. Înainte să lovească taifunul, toți cei pe care îi vedeți pe primul rând nu erau credincioși, dar mai apoi pastorul ne-a încurajat să-L slujim pe Dumnezeu. Ceea ce facem este să le spunem și altora despre Hristos. După furtună, nu ne-a mai rămas nimic. Pastorul a fost cel care m-a făcut să înțeleg că nu lucrurile materiale sunt importante. Mă bucur că sunt aici și că pot să-L slujesc pe Dumnezeu. Dante Junior spune că a încercat să le spună și altor copii din zonă despre Dumnezeu. Dar a spus că este foarte greu și este dor să se joace cu frații lui. A spus că învață mult la școală pentru ca într-o zi să devină marinar. În momentul de față, pasiunea sa sunt tobele. Știu că Dumnezeu are un plan cu mine pentru că mi-a cruțat viața. Este un gând ce caracterizează această familie. Deși pierderea a fost mare, sunt determinat să schimbe această tragedie spre gloria lui Dumnezeu. Indiferent de furtunile, calamitățile și tragediile care ar putea veni, trebuie să rămânem în picioare și să ne păstrăm credința în Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla, Dumnezeu este tot timpul lângă noi. Phrase Renaissance movement. Când auzi cuvântul renaștere, te gândești la artiști precum Da Vinci, Donatello și Michelangelo. Now, three Virginia artists who go 3 artiști din Virginia, Mike and Sinai, cu numele Legend, Mike și Sinai, vor un alt fel de renaștere, una care se ducă la reînvierea culturii zilelor noastre prin muzica rap. Un studiu recent numește muzica rap cel mai important gen de muzică din ultimul secol. Renaissance, renașterea, este o familie de artiști. Îl iubim pe Dumnezeu, iubim Evanghelia. Ne place hip-hopul și folosim muzica drept instrumentul prin care comunicăm ceva ce este sacru pentru noi. Use the same beats, hooks and rhymes that attract the masses. Misiunea lor? Să folosească același ritm și rime care atrag masele spre muzica hip-hop, înlocuind mesajul negativ cu mesajul Evangheliei. Pe lângă dragostea lor pentru Dumnezeu și pasiunea pentru hip-hop, cei 3 împărtășesc un trecut dureros. Au crescut fără tată. În copilărie, l-am urât pe tatăl meu biologic din cauza luptelor cu care se confrunta mama. A fost greu să nu am pe cineva care să-mi vorbească. Obțineam asta prin muzică. Când aveam 11-12 ani, când mi-am dat seama că el a ales să ne părăsească și am fost plin de amărăciune.
each struggled with finding their identity. Fiecare dintre cei trei au luptat să-și găsească identitatea și valoarea. Dumnezeu a schimbat inima tatălui lui Mike și a lui Sinai. Aceștia au ajuns să aibă o relație cu tații și Legend și-a cunoscut tatăl, dar perioada în urma împăcării a fost scurtă. A murit la câteva luni după ce i-a cerut lui Legend să-l ierte. Legend a scris despre această durere și calea înspre iertare în cântecul Aș fi vrut să știu. But it still sucks that I won't get another minute. 'Cause man, I really wish our story had a better ending. These artists believe their first-hand experience puts them. Acești artiști cred că în urma experienței lor pot să lupte mult mai bine împotriva acestei tendințe în creștere. Aproape 25 de milioane de copii din Statele Unite cresc fără tată. Comunitatea afroamericană este afectată cel mai puternic. Peste jumătate dintre copiii afroamericani se află în această situație. Experții spun că acesta este rezultatul unui sistem distrus. Înainte de apariția ajutorului social, peste tot în țară existau familii afroamericane de clasă mijlocie prospere. Acest proces a luat naștere în urma devastării produselor de ajutor social. Cei care critică ajutorul social spun că sistemul încurajează creșterea copiilor în afara căsniciei. De ce? Deoarece o mamă singură primește mai mult ajutor dacă este singură decât dacă are un soț care lucrează. În cartea sa, Taken into Custody, Dr. Baskerville spune că inițiativele guvernului cu privire la paternitate nu ajută pe nimeni. Este ironic faptul că guvernul este cel care creează problema prin înlăturarea tatălui din cămin și apoi pretinde că rezolvă problema prin crearea unor programe guvernamentale scumpe prin care încurajează paternitatea și restaurarea ei. Nu toți copiii afroamericani cresc fără părinți. 72% locuiesc cu unul dintre părinți. Legend Sinai și Mike speră să schimbe lucrul acesta fiind ceea ce tații lor au ales să nu fie. Aceștia creează un mediu prin muzică, un mediu care conectează oamenii la un Dumnezeu care poate să-ți vindece rănile produse de un tată care nu ți-a fost alături. Ne rugăm ca și alți artiști să se ridice împreună cu noi și prin artă, prin conținut să putem influența cultura și să le distragem atenția de la cei care promovează sexul, drogurile, violența. Vrem să le spunem că aceste lucruri nu sunt bune pentru nimeni. Vrem să le prezentăm un mesaj mai bun, vrem să le vorbim despre Hristos. Ephraim Graham, CBN News. De La Salle High School owns a high school football. Liceul De La Salle deține un record în fotbalul american. În 12 ani nu au pierdut niciun meci. Dar școala catolică din California nu se laudă cu lucrul acesta datorită modestiei antrenorului Bob Ladiser, care a început să antreneze echipa în anul 1979. Când ați ales să predați religie și apoi să fiți antrenor, echipa nu câștigase niciun joc. Ce v-a determinat să acceptați slujba? What made you say yes to the job? I was young and I was 24 at the time and I thought I'm going to give this a shot and see what I can do. Eram tânăr, aveam 24 de ani și m-am gândit să încerc. Încercam și să-mi descoper nivelul de competență, să descoper ceea ce trebuia să fac. M-am gândit că ar putea fi o variantă. Îmi plăcea fotbalul și m-am gândit să încerc. Odată ce am început, mi-a luat numai un an până mi-am dat seama că era ceea ce trebuia să fac. Recordul de 151 de victorii a dat naștere unor jucători ai Ligii Naționale de Fotbal, precum Morris Jones-Drew, DJ Williams, TJ Ward. Acest record a dus la apariția unei cărți și acum a unui film. Come on, Bob, you turned this team into a winning machine. How long do you think you can keep the streak alive? The streak was never our goal. Când filmul When the Game Stand Tall începe cu meciul 152, când victoriile consecutive dispar și lucrurile încep să se clatine pentru antrenor și echipa sa, atât pe teren cât și în afara lui, actorul Jim Caviezel joacă rolul antrenorului, un rol dur cu jucători adevărați și fani care urmăresc să vadă dacă va reuși. Se spune că cel care joacă rolul antrenorului va trebui să se avânte în cel mai dur an din viața complicată a unui om.
Care a fost provocarea ta în ce privește rolul acesta? În mod normal, când realizezi un scenariu, ai doar baza de la care pornești. În cazul de față este vorba despre altul. Acesta este partenerul meu. Ne gândeam cine o să joace rolul lui Terry. Era vorba de o combinație ciudată. Multe lucruri puteau degenera, dar nu s-a întâmplat asta. There were a lot of things that could go wrong that didn't go wrong. Terry Edson este asistentul antrenorului Ladd. Hey, hey. We don't do that here. Reporters, friends, family, strangers. They're all going to ask the same thing. What happened? This is a question that's going to follow you. How did you lose the streak? Rolul acesta este jucat de Michael Chiklis. În mod normal vor să câștige meciurile, dar ceea ce ei vor să realizeze este să-i ajute pe acești băieți să devină oamenii de nădejde. Povestea echipei de la Sal Spartans este mai dură în afara terenului în ce privește adevărata viața jucătorului Cameron Calvin. Și-a pierdut ambii părinți înainte de anul al doilea de liceu. Acesta a fost numai începutul suferinței sale. Prietenul lui cel mai bun și coleg de echipă a fost împușcat și a murit, cu doar două zile înainte de a pleca împreună la facultate. Sir Darius Blaine joacă rolul lui Cameron. Ce crezi că l-a ajutat să reușească să meargă înainte? Sprijinul prietenilor. A primit sprijinul a 60 de frați ai unei echipe de fotbal care nu l-au lăsat să-și piardă nădejdea. Acesta este mesajul filmului. Nu poți să reușești singur. Trebuie să ai puterea să depinzi de cineva. Uneori acest lucru este cel mai greu, să ceri ajutorul cuiva. Acesta este un film despre un om modest, dedicat slujbei de a ajuta la dezvoltarea unor oameni măreți. Mulți dintre cei care s-au uitat la acest film au avut lacrimi în ochi. Ce anume i-a făcut pe oameni să plângă uitându-se la un film despre fotbal? Faptul că este vorba despre copii, despre viețile lor, despre călătoria lor prin lume. Noi suntem norocoși că putem să vedem asta în fiecare an și noi am plâns de multe ori. Cred că răscumpărarea întotdeauna produce lacrimi. Biserica Pentecostală Centru Creștin Emanuel din București a celebrat pe data de 28 noiembrie 2015 25 de ani de existență. Noi numim acest moment jubileul de 25 de ani al Bisericii Centru Creștin Emanuel, biserică pentecostală în centrul capitalei. Am început în urmă cu 25 de ani, în 28 noiembrie 1990, tot pe o seară ploioasă ca aceasta, când Dumnezeu a obligat pe oamenii care căutau un adăpost să intre în sala fostului teatru al primăriei București, undeva în spatele primăriei capitalei, Anghel Salin numărul 2, acolo am deschis noi această biserică și în prima seară eram 5 familii de credincioși. Dar Domnul ne-a adus peste 30-35 de ascultători din stradă care căutau un adăpost într-o vreme câinoasă de toamnă, de iarnă. Au venit și ei au fost primii noștri ascultători la primul serviciu pe care l-am avut în urmă cu 25 de ani. Organizația Centru Creștin Emanuel a fost înființată în anul 1990 de către pastorul Nelu Bochian. Până să dispună de o clădire proprie, timp de 3 ani și 2 luni, organizația și-a desfășurat activitatea într-un cort, urmând ca în 26 august 1996 să înceapă primele săpături pentru un corp de clădire care avea să adăpostească prima sală de închinare. Mulți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de vremea în care ne adunăm în cort, aici pe proprietatea aceasta. Noi suntem pe proprietatea aceasta de 21 de ani, din 94. Și timp de 3 ani și o lună și 2 luni ne-am adunat în cort. Ne-am dorit o clădire multifuncțională și iată că Domnul ne-a dat-o și sperăm să
putem să răspundem la tot ceea ce am primit aici ca binecuvântare de la Domnul. Organizația a înființat și a dezvoltat numeroase proiecte care au vizat atât bătrânii singuri și abandonați, cât și în ajutorarea copiilor străzii. Unde am văzut două nevoi la cele două capete ale societății. Pe de o parte copiii străzii, care erau un fenomen dureros în anii 90, și pe de altă parte bătrânii neputincioși și abandonați. Și astăzi noi avem liceul teologic și alte acțiuni care sunt îndreptate pentru copii, dar avem un program în care îngrijim 20 de bătrâni abandonați de copiii lor care au plecat în Italia, alții în Franța, alții în alte părți și au uitat părinții acasă. Noi îi vizităm. Ceea ce e minunat este că oamenii aceștia se întorc la Domnul și noi botezăm și oameni după 80 și chiar după 90 de ani. Anul trecut am botezat un bărbat de 90 de ani care și astăzi este membrul nostru și trăiește o nouă tinerețe cu Hristos. Tot pentru copii, Biserica Pentecostală Centru Creștin Emanuel a înființat Liceul Pentecostal Emanuel. În 15 septembrie 2001 s-a tăiat panglica și s-au inaugurat primele două săli de clasă pentru cei 50 de elevi admiși în cele două clase de a noua, aprobate încă din start. Lucrarea pe care noi o facem la liceu este cel puțin dublă. În sensul că noi educăm minți, dar ne place să credem că Dumnezeu ne-a chemat să și păstorim suflete. Și începând de acest an, motoul care exprimă viziunea Liceului Teologic Pentecostal Emanuel este excelență în educație, pasiune în vocație. În zilele de 28, respectiv 29 noiembrie 2015, au avut loc mai multe evenimente cum ar fi. S-a realizat o masă festivă, în cadrul cărei au fost invitați mai mulți colaboratori, care s-au implicat de-a lungul anilor în susținerea și ajutorarea proiectelor organizației. Ne aflăm aici doar la câteva sute de metri de unde a avut loc accidentul de acum 4 săptămâni care a schimbat așa de mult România, dar Dumnezeu are planul și mai mare de schimbare și cu adevărat de speranță și de viitor. Și cred că spiritul Emanuel, spiritul deschiderii și al credincioșiei lui Dumnezeu este cel care trebuie să ne călăuzească pe noi toți în continuare și să putem să slujim lui Dumnezeu conform planului generația asta, generația următoare. Eu cred că biserica asta se află într-un sezon nou. Cred că biserica asta se află într-un prag nou și de asta nu pot să vă spun decât multă, multă binecuvântare, multă favoare. Dumnezeu să întărească echipa de conducere a bisericii astea, să întărească pe păsorii, familia care conduce biserica asta și apoi fiecare persoană care e un factor decizional aici. Un alt eveniment care a marcat celebrarea a fost simpozionul Pagini de Istorie Contemporană Evanghelică în București, având ca invitați personalități de marcă ale spațiului Evangheliei Bucureștean. Evenimentul s-a încheiat cu un concert aniversar de laudă și închinare, cu ocazia căruia s-a înregistrat primul album live al bisericii. Iar finalul a culminat cu un tor ce a simbolizat cei 25 de ani de existență și cu urarea de la mulți ani din partea invitaților.